Urșii sunt niște creaturi puternice care pot să te sperie doar printr-o singură privire, iar atunci când trec la acțiune, nu trebuie să ne așteptăm la nimic bun. Acești prădători atacă bicicliști, localnici, vânători, pot să ajungă o persoană care se află în copac sau pe munte. În acest episod am adunat câteva întâmplări cu urși, pe care mai bine să nu le vizionați singuri. Așa că puneți un like și să începem! Iar acest vânător s-a pregătit mai bine. Are o armă în mâini și e fix la țanc. Ursul apare de după tufișuri și fuge spre om, dar se răzgândește. Al doilea cerc și iar nu se decide să atace. A treia încercare, dar și ea fără succes. Vânătorul mergea încet în spate, fără să ia ochii de pe urs. Din fericire, în această istorie au supraviețuit toți. Ursul n-a atacat omul, iar omul n-a fost nevoit să folosească arma. Totul a fost foarte încordat. Vânătorii. Deși sunt niște prădători, urșii nu sunt atât de agresivi precum suntem noi obișnuiți să credem. Uneori, urșii pot nici să nu atragă atenția la o persoană care se află alături de ei, dar alteori se întâmplă așa ceva. Sau chiar mai mult. Nici nu vreau să mă gândesc ce a simțit acest vânător când a întâlnit un baribal. E un urs mare și puternic, împotriva căruia nu poți să folosești doar arcul și săgețile, iar vânătorul doar pe ele și le avea. Ursul se pare că a simțit slăbiciunea vânătorului și s-a repezit spre el, doborându-l la pământ. Pare că sunt ultimele momente din viața bărbatului, dar ca prin minune, totul s-a terminat cu bine. Biciclistul. El a instalat o cameră în pădure pentru a filma câteva trucuri pe bicicleta sa de munte. Se pare că trucul îi reușește, dar dispare pentru câteva secunde din cadru, apoi se întoarce privind în spate. La cine credeți? La urs, desigur. El apare de nicăieri. Biciclistul începe să strige și să se apere cu bicicleta sa. Din fericire, ursul a fost mult mai interesat de cameră. Probabil că a vrut să verifice dacă trucul a ieșit bine. Dresorul. Atacul sau încercarea de atac a animalelor sălbatice asupra oamenilor nu sunt uimitoare. Cum n-ai da, acești prădători trebuie să se apere. Mult mai șocante sunt atacurile urșilor dresați. Rocky a trăit 5 ani printre oameni. Nimeni n-a observat niciodată vreo agresie din partea sa. Nu e de mirare că în aceste imagini dresorii se simt foarte liniștiți. Dintr-o dată însă, Rocky parcă nebunește. El își atacă dresorul pe nume Steven și îl mușcă de gât. Ceilalți colegi ai lui au început să-l alunge pe urs, acesta însă nu l-a mai lăsat câteva secunde. Într-un final, dresorul atacat s-a ridicat singur, probabil că de la șoc. A primit niște răni serioase și în curând după asta a decedat. Atacurile urșilor brune asupra oamenilor sunt mai dese decât atacurilor celor albi. Cum n-ar fi, ei trăiesc acolo unde oamenii sunt puțini. Dar cu toate acestea se întâmplă și așa cazuri, iată unul dintre ele. Un urs alb a ajuns într-un sat, a intrat într-o curte unde se afla o femeie care pur și simplu nu a văzut fiara. Ursul a atacat-o, a lovit-o cu laba și a mușcat-o. Se pare că urmează un masacru cumplit, dar unul dintre vecini n-a rămas indiferent și a aruncat cu sticla în urs. Surprinzător, asta a funcționat. Ursul polar s-a speriat și a fugit. Doamna a fost norocoasă, a scăpat cu niște traume minore. Atacul mamei. Totul s-a întâmplat brusc. Niște muncitori din Sahalin filmau vesel niște pui de urs care au venit la ei din pădure. Aceștia nu păreau să fie oameni în țară, dar acolo unde sunt pui, mereu este și o mamă. Ea s-a ridicat din șanț și anume acel moment a fost începutul sfârșitului. Ursoaica a apreciat situația și s-a repezit spre muncitori. Videoul s-a întrerupt în acel moment. Cu părere de rău, vizita femelei n-a rămas fără urmă. Unul dintre muncitori a decedat pe loc, iar alții au primit traume. Ei puteau însă să se salveze, să plece cât mai departe de puii de urs sau să folosească un spray special de apărare, la fel ca și acest bărbat din videoul următor. În pădure a întâlnit un urs care clar nu voia să-l lase să plece în pace. Ursul s-a pornit înspre bărbat, l-a urmărit așa câteva minute, ba se urca pe copaci, ba accelera, ba se oprea. Într-un moment, prădătorul s-a apropiat prea tare și bărbatul a folosit spray-ul. Efectul a fost momentan. Apropo, ați apreciat cât de fain să cațără ursul ăla în copaci? Asta este una dintre cele mai importante aptitudini ale urșilor, despre care știu puțini oameni. Deși sunt un pic plenuți, urcă copacii cu o virtuozitate deosebită. Deci, nu trebuie să vă ascundeți de ei acolo.
Se pare că eroul următorului video nu știa despre asta, s-a urcat în copac și ursul după el. Bărbatul încearcă să riposteze, dar nu iese nimic. În acest timp, ursul urcă mai sus și mai sus. Într-un final, a reușit să îl facă să plece. Acest urs însă s-a apropiat și mai tare, s-a urcat în copac la un vânător care a montat un fel de punct de observare. Se pare că putea să-l rupă pe vânător pe loc, dar s-a dovedit a fi doar curios. După ce l-a adulmecat un pic, a coborât. Muntele. Despre abilitățile lor de alpinism s-a aflat nu demult. În octombrie anul trecut, un alpinist din Japonia a avut cea mai urâtă experiență din viața sa. Când urca un munte, s-a întâlnit cu un urs furios. Alpinistul a început să se protejeze folosind picioarele și pumnii, dar asta nu prea ajuta. Se pare că în curând sau ursul va ajunge la el sau bărbatul va cădea de pe stâncă. Peste ceva timp, ursul a plecat. Să întâlnești un urs alb poți nu doar la Polul Nord, ci și în Alaska, în Parcul Național Katmai, dar mai des poți da de grizzly. Asta s-a întâmplat cu autorii acestui video. Ursul era la câțiva metri de ei, oamenii s-au ascuns în tufișuri. Animalul a trecut doar la câțiva metri de ei și surprinzător, dar nu i-a atacat. Le-a dăruit doar o doză puternică de șoc și adrenalina. Apropo, Parcul Katmai este cunoscut cu urșii lui grizzly în întreaga lume. Printre ei se găsesc deținători de recorduri adevărate. Anume, aici locuiește cel mai gras urs de pe planetă, căruia îi zice 747. El cântărește 635 de kg. Pentru comparație, un grizzly mediu cântărește 250-300 de kg. Vă sugerez să aruncați o privire la alți deținători de recorduri. Să începem cu cei mai mari urși. Toți știu că cei mai mari sunt urși polari, cresc până la 2-3 metri în lungime și cântăresc undeva 500 de kilograme. Au fost întâlniți și urși polari cu greutatea de o tonă, dar nu mai puțin decât ursul Kodiak. Unii dintre ei îi depășesc și pe cei albi. Greutatea depășește jumătate de tonă, iar cel mai mare cântărește 780 de kilograme. Acești parametri însă corespund urșilor care se pregătesc pentru iernat. Când ies din hibernare, pierd o treime din masa corporală. Ursul buzat este cel mai ridicol urs de pe planetă. Seamănă cu un leneș. De aia, în unele limbi, este numit ursul leneș. Dar nu trebuie să vă lăsați mințiți de aspectul fizic. Este o adevărată furtună a lumii urșilor. Dacă cel malaiez poate să se protejeze de tigru, buzatul poate să-l distrugă. E considerat unul dintre cei mai periculoși din lume, anume el, nu cel brun. E considerat cel mai mortal pentru oameni. În ultimii 20 de ani, în urma atacurilor acestor urși, au decedat sute de locuitori ai Indiei și încă mii au primit răni grave. Ursul malaiez. E opusul complet a urșilor albi și ai celor Kodiak. E cel mai mic membru al familiei, care e de aproximativ 10 ori mai mic decât giganții polari. În lungime nu trece de jumătate de metru, greutatea e undeva 30-60 de kilograme. E o specie foarte rară, înscrisă în Cartea Roșie. Și deși ursul malaiez e un micuț, agresivitatea lor nu lipsește. Sunt niște prădători greu de controlat. Atacă oamenii și animalele fără motiv sau la cel mai mic pericol. În furie poate să se protejeze și de tigru. Grizzly. Și iată cea mai cunoscută specie. Ca și ursul buzat, este foarte agresiv și poate să ucide orice om în furie, dar îl deosebește de alți urși viteza. Este cel mai rapid. Dintr-o zmuncitură, accelerează la 56 de km la oră. Poate atinge însă acest succes doar în apogeul atletismului său, când după hibernare a trecut destul de multă vreme și a căpătat puteri. Plus, suprafața pe care aleargă trebuie să fie plată ca să se înfibgă în ea cu ghearele sale. Dar chiar și în alte condiții, grizzly aleargă foarte rapid. Să fugi de așa prădător îngrozitor e aproape imposibil. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, vouă vă este frică de urși? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!